bine ați venit la Spitalul Județean Sfântul Pantelemon Focșani. Astăzi noi am dorit să vă prezentăm etajul 5 al pavilionului central, etaj 5 care înglobează secția de pediatrie formată din 45 de paturi și secția de chirurgie pediatrică formată din 20 de paturi. Dacă acum câțiva ani în urmă, să zicem 3 ani, încercam timid să rezolvăm unele probleme la acest nivel 5 al pavilionului central, ținând cont de faptul că este singura secție de pediatrie din județ și singurul compartiment de chirurgie pediatrică din județ, iată că astăzi am reușit, într-un timp, zicem noi scurt, să rezolvăm unele lucruri pe care foarte mulți părinți, copii le așteptau, inclusiv noi, cadrele medicale, colegii. Am reușit și am renovat integral acest etaj. Am schimbat de la uși geamuri, am pus tachet, adică linoleum medical pe jos, am schimbat iluminatul, am schimbat instalațiile termice, am adus mobilier nou, inclusiv paturi noi, inclusiv pentru mame, pentru părinți, pentru aparținători. Au în fiecare salon pat unde pot să se odihnească, lângă pătuțul copilului. Sunt inclusiv paturi speciale de spital pentru saloanele unde sunt copii între 10 și 17 ani. La compartimentul de chirurgie pediatrică, vreau să vă spun că și acolo am renovat integral tot. Avem inclusiv acolo o sală de mici intervenții, nu? Unde facem mici intervenții. Bineînțeles, dacă acum câțiva ani noi aici ne confruntam cu spațiul, iată că astăzi am reușit și am integrat spațiul în așa fel încât și personalul medical să aibă spațiu suficient de a lucra, inclusiv pacienții să se bucure de spațiile pentru cazare și tratament. În capătul holului, în secția de pediatrie, avem inclusiv o cameră de joacă, cameră de joacă care este renovată integral și așteaptă pe micuții pacienți să uite de problemele pe care le au și pentru care au venit. Aici, în holul principal, inclusiv am dotat un televizor cu desene animate, cu canapele, să aibă un ambient plăcut, să nu aibă suferința pentru care au venit sau să nu simtă suferința pentru care au venit. Mulțumesc și dacă aveți întrebări.